Încep să apară din ce în ce mai multe indicii că România se confruntă cu cel mai mare val de scumpiri din ultimele decenii pe toate fronturile. Problemele au început cu facturile la gaz și curent, iar acum au ajuns la pâine. Principalul argument ține de costurile care sunt influențate semnificativ și de prețul ridicat al grâului din această perioadă, cel mai mare preț înregistrat din istorie. În ultima vreme pâinea s-a scumpit cu 25%, chiar 30%, 50%. Ce părere aveți despre asta? Păi părere negativă, că altceva nu pot să spun, că pensiile sunt tot cum sunt, salariile la fel cum sunt, dar ei merg înainte, n-au ei treabă de... Sau ce credeți că a influențat această creștere a prețurilor? Păi nu, că ei dau vina pe Putin, pe Ucraina, dar în realitate nu e nicio... Ei, noi suntem de vină. Credeți că o să se continue aceste scumpiri? Ba, păi nu-i mai oprește nimeni. Cine îi oprește? Ei merg înainte, n-au ei treabă, care are, care n-are. Pâinea fiind un aliment de bază, credeți că mulți români o să ajungă să nu și-l mai permită? A, nu cred, nemâncat, nu cred eu pe stomă. Face pe acolo, pe la țară, o pâine, la țăst, nu? La cuptor, că n-am mai mâncat de mult nici de aia. Dar ajuns să fie mai scumpă pâinea decât cozonac. În mod absolut previzibil, se atrage atenția asupra faptului că este doar o chestiune de timp până când prețul grâului va influența și prețul pâinii, în contextul în care materia primă reprezintă 50% din preț. Restul valorii de achiziție este dat de utilități și forțe de muncă. Una peste alta, până la iarnă, prețul la pâine va suferi o creștere majoră. Credeți că o să continue aceste scumpiri? Da, da. Continuă mereu. Pâinea este totuși un aliment de bază. Credeți că multe persoane nu o să și-l mai permită? Da. Vor fi oameni mult mai săraci de cum am fost și vom fi de aici încolo muritori de foame. Probabil de la scumpirea motorinei, de acolo reiese că trebuie să se scumpească, să crească prețul normal. Nimeni nu poate să fie în deficit. Credeți că o să se scumpească în continuare din ce în ce mai mult? Deocamdată nu ar trebui să mai scumpească, pentru că nici scumpirile astea prea dese nu ne duc la ceva bun. Pâinea este totuși un aliment de bază. Credeți că mulți români o să ajungă să nu și-l mai permită? Nu chiar. Nu. În mod cert vor fi acum niște scumpiri în octombrie-noiembrie, când va veni prețul majorat al gazului. Pe de altă parte, sindicatele fac presiuni că totul se scumpește, energia, întreținerea, căldura la iarnă și vor salarii mari pentru angajați. Ceea ce pot să vă spun este că prețul pâinii va crește semnificativ până în iarnă. Cred că niciun agent economic nu își mai permite să nu modifice prețurile la majorările de costuri actuale, când energia electrică a crescut de la 230 de lei megawatt-oră la 478 de lei megawatt-oră, a explicat președintele Rompam, relatează playtech.ro.